Potrivit coordonatorului proiectului Institutor, Sabina Dulgheru, parteneriatul are ca scop derularea unor acțiuni la nivelul clasei implicate, respectiv a 3-a B, acestea fiind promovate cu ajutorul colaboratorilor în vederea promovării dialogului și a comunicării între elevi, îmbogățirea cunoștințelor despre Uniunea Europeană, educarea copiilor în spiritul devotamentului civic, a dragostei față de oameni, indiferent de naționalitate, sex, cultură și educație. Activitățile acestui proiect s-au desfășurat pe parcursul a 2 săptămâni, activități în care copiii au acumulat informații referitoare la Uniunea Europeană, la simbolurile acestea, la valorile Uniunii, la avantajele pe care România le-a avut în momentul în care a aderat la Uniunea Europeană. Într-adevăr, sunteți copii europeni, ca și noi toți cetățeni europeni de la 1 ianuarie 2007. Nu contează ce produs intern brut avem, cât ce bună e economia, cât de sărați sau bogați suntem. Suntem, într-adevăr, membri a marii familii care se numește Uniunea Europeană. Sunt pozitiv impresionat de cât știți despre Uniunea Europeană. Sincer, foarte mulți adulți în ziua de astăzi nu stăpânesc foarte bine ceea ce înseamnă materia de Uniune Europeană și să nu uitați că legile pe care noi trebuie să le respectăm în România sunt preluate în proporție de 80 până la 90% din legislația Uniunii Europene. Deci ceea ce se întâmplă acolo contează foarte mult pentru cetățenii României și pentru copiii României. Primele activități derulate în cadrul acestui proiect au constat în prezentarea unui material despre Uniunea Europeană, Hai cu noi prin Europa, și expunerea steagurilor fiecarei țări membre a Uniunii Europene, a monedei unice și a steagului Uniunii. Printre activități au numărat și Mă mândresc cu țara mea, prezentarea tradițiilor poporului român, recitarea de versuri și interpretarea de melodii, scrisoare adresată Europei la zi aniversară, Unitate în diversitate, concurs de desene și copiii Europei, expoziție ce va putea fi vizitată în holul primăriei Fălticeni pe parcursul acestei săptămâni.